ce tari sunt. Și zice întotdeauna Casey poartă ochelari, în caz că vă întrebați sau poate nu ați aflat sau nu știați. Poartă ochelari pentru că nu îi se văd ochii unde se uită el în momentul respectiv. De exemplu, eu acum mă uit fix în obiectiv și de acum când mă uit în cealaltă parte, mă uit la mine în momentul ăsta. Și el poartă ochelarii, stai să-mi pun și ochelarii, cam greu cu o singură mână. Și eu acum pun ochelarii și nu-ți poți da seama dacă mă uit acolo sau dacă mă uit în obiectiv. Și o chestie destul de tare cu ochelarii, dar nu o să fac pentru că să zic că lumea, dar prea mult îl copiez. Acum mă pregătesc să mă duc să mă întâlnesc cu maica mea, avem de rezolvat o problemă la bancă și stați pe fază. Am rezolvat ce trebuia rezolvat la bancă, suntem aici cu domnișoara. Iarăși domnișoara. Am rezolvat ce am avut de rezolvat și acum mergem spre casă. Și ce că faci mâncare? Paste, preferatele mele. Să mănâncă mâncare italienească astăzi. Să mănâncă mâncare italienească. Am avut o mică problemă. Nu eu ca persoană, aparatura mea cam m-a lăsat ieri. Am avut ceva probleme la audio-ul din vlogul de ieri. Ce am filmat ieri a avut o problemă destul de mare cu audio-ul și s-a auzit cam ceva de genul ăsta. Și... Am aflat tocmai seara târziu că s-a întâmplat treaba asta și am zis fuck, dude, nu am ce să le pun oamenilor astăzi. Dar după aceea mi-a venit o idee. De ce să nu fac un draw my life? Desenează-mi chestia. De fapt, desenează-mi viața. Draw my life. Exact, nu chestie. Păi cu ce ar trebui să încep? Ei bine, în primul rând vreau să vă spun că m-am născut pe 16 mai 1996. Sunt un copil singur la părinți, bineînțeles. Poate v-ați prins de unde vine și numele 96 din numele meu, din Garnicus 96. Este anul nașterii mele, v-ați dat seama și voi. Cred că este o chestie destul de logică, dacă vă spun, dacă n-ați observat. Mă cheamă Adrian Cristian. Bine, numele de familie este Ene. Deci, da, puteți să spuneți ori Cristi, ori Adi. Pot să răspund la ambele, cred. M-am născut în București, România, bineînțeles, că nu există alt București în lumea asta. Nu mai țin minte ce spital era, dar clar a fost la spital. Asta știu foarte bine, că a fost la un spital. Cred că vă puteți da seama că nu prea mă pricep la desen. Din greșeală am spus că m-am născut cu 5 kg, dar eu de fapt m-am născut cu 4 kg jumătate. Și așa, 4 kg jumătate eram, dita mai animalul de copil, vă puteți da seama cât animalul eram. Oricum, din păcate, m-am născut destul de bolnav cu o lună înainte de termen și am stat o lună sau două prin spital. Deci a fost destul de nașpa perioada aia pentru mine, chiar dacă eu nu știam ce se întâmplă. Ok, de când mă știu, eu stau la bloc, deci întotdeauna am stat la bloc. Am locuit în cartierul ăsta de când mă știu. Prima dată am stat la bunicii din partea lui taică-miu. Am stat o perioadă, iar după aceea, după câțiva ani, au strâns ai mei destui bani ca să ne mutăm, să avem o casă noastră și ne-am mutat fix în același bloc la parter. Din 2003 până în prezent stăm în acel bloc, în acest bloc de atâți ani, de aproape 13 ani. Unele momente din copilărie nu prea mi le amintesc cu drag sau cu plăcere, ca să zic așa. Era la un moment dat, era un grup de copii, vă dați seama, copii din fața blocului de vârstă cu mine, prieteni, neprieteni, toți eram acolo la bloc, vorbeam, ieșeam împreună, nu știu ce. Dar situația face ca acești prieteni, ca să zic așa, oarecum fugeau de mine. Întotdeauna când mă vedeau, fugiți, vine Adi. Iar eu credeam la un moment dat că ei se joacă cu mine și, na, dar de fapt ei vreau să fugă de mine pentru că nu mă plăceau și nu vreau să aibă de-a face cu mine. Și eram ceva de genul, dar și eram foarte trist și eram super trist pe treaba asta, că eu ce-am făcut? Eram, da, ce-am făcut ca să se întâmple chestia? Că n-am făcut nimic, vreau să fim prieteni doar. Țin minte că pe la vreo 4 sau 5 ani am fost la bunica mea. Și eu, vă dați seama, copil fiind, alergam, mă distram, mă jucam, am alergat și am căzut și m-am dat cu capul fix în tocul ușii. Deci pur și simplu
am dat cu capul în tocul ușii și a început să-mi țâșnească sângele peste tot. Toată lumea s-a panicat, vă dați seama, așa că ne-am urcat repede în mașină. Ne-am urcat repede într-o mașinuță lui taică-miu, era o Dacia 1300, vă dați seama. Și am mers repede la spital ca să mi se coasă căpățâna. Vă puteți da seama cât sânge a putut să fie acolo. Prin 2002 am fost în Italia la mătușii mea. Am fost în vizită, a fost una dintre cele mai tare experiențe ale mele de când eram mic. Mai exact, am fost în Sicilia, că acolo stătea mătușii mea. Pur și simplu am mers cu mașina din România. Deci din România am mers cu mașina și am mers prin o grămadă țări până în Italia, vă puteți da seama. Nu mai țin minte exact ce rută am ales, dar cred că a fost prin Europa. Nu am mers acolo, prin centrul Europei, n-am mers prin Grecia și zona aia. Nu mai țin minte exact, mă rog. Am fost cu taică-miu, cu maică-mea, bineînțeles. Am fost eu, normal. Cu unchiul meu, adică soțul mătușii mele. Și mătușii mea și cu vărul meu, care era destul de micuț prin 2002, cred că avea vreo un an sau ceva de genul. Unu sau doi ani cred că avea atunci, nu mai țin minte exact. Știu că e născut, cred că în 2000 sau 2001. Cred că 2000. Mă rog, trecând peste chestia asta, chiar sunt un văr destul de rău, nu știu exact câți ani au verișorii mei și chestii din astea, mă rog. Acolo desene niște femei ca să diferențezi de bărbați, vă puteți da seama, am un skill de desenat extrem, extrem de bun. Am avut numai șase la desen, oricum trecem peste chestia asta. Deci asta a fost una dintre cele mai tare experiențe ale mele de când eram mic. Deci una dintre cele mai tare experiențe. Acum eu am învățat la școala 109. Școala 109 este lângă o biserică. Deci vă puteți da seama că nu era o școală din aia foarte... Oricum, mergeam când aveam activități cu școala, mergeam la biserică, vă puteți da seama că era foarte aproape de noi și da. Deci o grămadă de ani mi-am petrecut în școala 109, unde am învățat o grămadă chestii, eram super timid, bineînțeles, foarte, foarte timid. O să vedeți că nu prea am scăpat eu de timiditatea asta prea repede. Și prin 2008, când încă eram la școala generală, m-am apucat de YouTube. Atunci am deschis primul canal de YouTube, postam random shits, nu știu, melodii cu Madonna, diferite chestii care nu făceau foarte, foarte multe vizualizări, maxim. Erau ceva de gen 20 de vizualizări, 10 vizualizări, 20 de vizualizări. Și se numea Adipod și numele ăsta pur și simplu l-am luat de la iPod. Îmi plăcea foarte mult iPod-ul în vremea aia și îmi doream și eu unul și mi-am zis, bă, hai să-mi pun numele Adipod. Și da, era destul de tare, vă puteți să că de-abia apăruse iPod-ul și toate chestiile astea. Pur și simplu, YouTube-ul, cariera mea de pe YouTube, am început să postez videoclipuri până în 2011, când pe canalul ăsta, pe Adipod, am început să postez Minecraft. Până atunci postam videoclipuri random, nimic special, pur și simplu total random shit. Și am început să postez Minecraft în 2011, când i-am întâlnit pe Marian și pe restul, pe Rodby. După aceea, canalul meu Adipod a fost șters și a apărut în 2012 Ganicus 96, canalul actual pe care le știți toți, cu toții și, na, bineînțeles, da. La liceu am intrat cu media 8.42, nu este o medie, nu am fost eu cel mai inteligent băiat din curtea școlii, dar cred că era ok, deci la liceu am intrat cu media 8.42. Și am învățat și am intrat la liceul teoretic George Călinescu. Este la Piața Amzei din București. Nu mi-e rușine cu liceul ăsta. A fost un liceu foarte bun, am întâlnit o grămadă de oameni acolo. Smiley face. Și frate, eram extrem, extrem de timid. Deci pur și simplu mi-era rușine. Până mi-am descoperit prietenii și până am aflat că nu trebuie să-mi fie rușine. Eram super, super timid, frate, eram extrem, extrem de timid, sub, deci, fai de capul meu, mi era rușine să ies la tablă, chestii de genul ăsta. Și prin clasa 12-a, 11-a sau 12-a, canalul meu de YouTube a fucking explodat. Până atunci nu aveam foarte, foarte mulți abonați, dar dintr-o dată a explodat și am început să cresc extrem, extrem de mult și eram foarte fericit și acum sunt super, super fericit, dar nu mai eram atât de timid și nu mai sunt atât de timid cum eram în generală sau în chestiile de genul ăsta. Păi, și ce pot să mai zic? Mai sunt foarte, foarte multe detalii, multe, multe, multe detalii pe care nu
pot să le acopăr în tot videoclipul ăsta. Astea sunt chestiile mai esențiale din, din viața mea, ca să zic așa. Am o experiență destul de nașpa, a fost o operație. Am avut o problemă acum câțiva ani, chiar când mă apucasem de YouTube, mai calmea, prin 2012 sau 2013. Și chestia e că s-a repetat această problemă și m-am operat de două ori în același loc. Deci pur și simplu în același loc de două ori. Dar acum este totul ok și odată am avut anestezie totală și odată am avut o anestezie locală. Adică doar eu eram conștient de ce se întâmplă, doar locul ăla era amorțit. Mă rog. Chestiile astea pe care vrei, nu vrei, treci prin ele. Oricum, fraților, ce vreau să vă spun eu vouă, vreau să vă spun că vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea voastră și pentru că, până la urmă, fără voi nu aș fi reușit toate chestiile astea și voi sunteți cei mai tari oameni posibili. Și vă mulțumesc enorm că vă uitați la mine și că îmi apreciați munca. Și suntem foarte, foarte mulți abonați, multă lume, deci sunt pur și simplu, sunt mind blown, sunt super, super fericit. Vă mulțumesc pentru tot, fraților. Ce tari sunt!